împușcătură, buh, câinele. Și apa a doua împușcătură și o fârfâită tfarii și deasupra capului meu. Adolescenta de 17 ani spune că ieri de dimineață a ieșit împreună cu patrupedul său din curtea casei. Ea se ducea la școală, iar câinele o însoțea. La aproape 3 km distanță de sat, cineva a tras două focuri de armă în direcția ei și a animalului. Am auzit gluantele chiar, prin frunze, că așa, adică prin copaci, așa, șoșuierat. Eu știu, cred că cam de o șchioapă deasupra capului meu. Ea afirmă că a rămas în viață ca prin minune, însă câinele a fost rănit. Are o rană aici, la primul picior, în față, la ureche, și la picior aici de urmă. Măghiera, mititica, e mai presus decât un om pentru mine. Fata i-a povestit despre cele întâmplate tatălui său, care a sesizat poliția. Bărbatul nu a ezitat să ia legătura și cu cel care a tras în direcția fiicei sale. Tu îți dai seama că era copilul, că era, cum poți să împuști? Trebuie să-ți ții câinele legat. S-o râs în fața mea, am văzut că n-are nicio frică și nici o stimă. Vânătorul susține însă că patrupedul era fără stăpân. El mai spune că a fost obligat de regulament să împuște în câine, deoarece acesta lătra și fugărea cerbii din zonă. Câinii în locurile de vânătoare sunt împușcați cu respectarea modului stabilit și măsurile de securitate. Fica nu era alături. Eu mi-am asigurat siguranța înainte de a face împușcătură în câinele care se afla în fondul forestier, care aduce daune faunei. În urma incidentului, adolescenta a fost consiliată de către un psiholog, iar inspectoratul de poliție Strășeni a deschis o anchetă. Oamenii legii urmează să stabilească circumstanțele în care s-a produs incidentul.